mai spune o dată. Parcă n-am auzit bine. Ia, 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 ia. Am onoarea să cer mâna fiicii dumitale, Natalia Stefanov. Așa, 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 așa. Tare bucuros. Da, uite, tocmai de aceea și eu, de când îmi doream eu asta, păi, asta a fost dorința mea dintotdeauna. De când te știu, îngerașule, mi-ai fost drag de parcă ai fi fost copilul meu. Dă-i vă Dumnezeu la amândoi bună înțelegere, dragoste și așa mai departe. Doamne, de când doream eu asta. Dar ce-a rămas așa ca un tunt? Te pomenești că am încremenit de bucurie. Da! Am încremenit de bucurie. Asta e. Uite, stai aici, mă duc să o chem pe Natasha și așa mai departe, da? Actorii teatrului Mihai Eminescu Botoșani au revenit la Suceava cu spectacolul umoristic Cerere în căsătorie de Cehov. Casa de Cultură a Studenților din cadrul Universității Ștefan cel Mare a adus la Suceava un spectacol de teatru plin de umor, care s-a jucat miercuri la ora 19 în auditorium Joseph Smith. Eu am avut cinstea să cunosc familia dumneavoastră tare de mic, de când eram mic copil. Da. Răposata mea mătușică și bărbatul ei, de la care eu am moștenit pământul, au avut cea mai mare cinste pentru familia dumneavoastră. Tatăl dumitale și răposata dumneavoastră mamă. Da. Dar, Husi? Legăturile dintre neamul ciubucovilor și ale lomovilor au fost legături prietenești. Aș putea spune chiar și frățești. Și după cum știi, pământul meu se învecinează cu pământul dumitale. Sau mai bine zis, poiana boilor a mea se învecinează cu mestecănișul dumitale. Iată-mă că te întrerup, dar ai spus poiana boilor a mea. Da. Dar oare poiana boilor e a dumitale? Da, da, a mea este. Dar nu, Ivan Vasilevici, poiana boilor e a noastră, nu a dumitale. Tu, dumneata, greșești. Poiana e a mea. Piesa Cerere în căsătorie de Cehov este un studiu dramatic despre oamenii singuri care nu și-au găsit jumătatea. Oameni care sunt confuzi, care nu-și mai găsesc locul și echilibrul. Singura lor dorință este de a-și trăi viața alături de cineva, de a se implica serios, emoțional într-o relație. Dar piedica în calea fericirii este însăși natura lor, felul lor de a fi. Conflictele sunt în egală măsură încordate și tensionate, dar și copilării de-a dreptul amuzante. Sunt niște zmintiți. Dar stai. Bunicul dubitale, bea de strâng. Iar mătușica cea tânără, Nastasia Mihailovna, a fugit cu un arhitect și așa mai departe. Da. Și mama dubitale era cocoșată și strâng. Tatăl dubitale era un cartofor și o mâncău. Iar dumneata, dumneata, dacă vrei să știi, ești o viperă, un pățarnic și un pic leal. Asta ești! Asta ești! Da, ceea ce spui dumneata e josnic, necinstit și urât. Regia artistică a fost semnată de Mihai Donțu, scenografia Mihai Pastramagiu, distribuție Cezar Amitroaiei, Silvia Răileanu și Radu Dragoș. Prețul biletelor a fost de 20 de lei pentru adulți și 10 lei pentru elevi, studenți și pensionari. De altfel, Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava a rezervat această săptămână spectacolelor de teatru, operă și balet. Evenimentele sunt puse la cale de Casa de Cultură a Studenților și au loc în auditoriumul Joseph Smith. Pe lângă spectacolul umoristic de teatru pe 26 noiembrie la ora 19, Casa de Cultură a Studenților din Suceava din cadrul Universității Ștefan cel Mare așteaptă sucevenii la un spectacol de operă și balet susținut de artiști ai Teatrului de Operetă și Muzică Ion Dacian din București. Costul unui bilet este de 20 de lei pentru studenți, elevi și pensionari, în vreme ce adulții au de plătit 40 de lei pentru un bilet.